Fostul comandant al IPJ Gorj, Viorel Caragea, a declarat că poliția este în cădere liberă. Acesta a comentat la Sud FM cazul celor două fete din Caracal, Luiza și Alexandra, răpite, violate și cel mai probabil ucise, condamnând și acuzând de indolență și neprofesionalism polițiștii care ar fi trebuit să le salveze pe cele două. Știți-vă că un ministru de internet, totuși, după 7 zile, își dă-te din 6-7 zile, își dă-te demisia. A văzut că nu acolo. Deci acolo eu văd un ministru de internet de forță, cu câțiva oameni hotărâți să, în vârful ministerului, să rupă pisica în două, 10% din poliție dat afară. Doar 10%, că v-am întrebat și înainte de emisiune. Da, poți să dai până la 25% și părerea mea că rezultatele ar fi mai bune. Dai suficient 10% în primă mișcare. 10% dați afară. Vă spun că este nefiresc. Te duci la ei 10 de zile de medicale, duceți-vă frate acasă și vrem să ieșim toți la 50 ceva de ani la pensie. Nu e bine. Trebuie să înțeleagă că datorită unor situații de acest gen vom fi blamați. Tot și eu nu vreau să fiu blamat. Fostul comandant al poliției Gorjene mai spune că tragediile din Caracal ar trebui să constituie un refresh, un moment zero, în care poliția și toate instituțiile publice din România să fie curățate de angajările făcute haotic și pe bază de pile și politică.